Dragilor, înainte să începem videoul de astăzi, vreau să fac un anunț foarte, foarte important pentru toată lumea și vă rog să distribuiți acest video, măcar partea asta de început, dacă nu tot videoul. Începând cu 30 noiembrie 2024, China scoate vizele obligatorii pentru români. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți să mergi în China fără să ai nevoie de viza în prealabil pentru 30 de zile. Deci cel mai probabil că vei ajunge la aeroport, vei completa formularul acela special pe care oricum îl completezi chiar dacă ai viza luată de la ambasadă. Ajungi în China și îți pune ștampila pe 30 de zile și nu doar atât, pentru cei care sunt deja în China, înainte puteai să-ți extinzi viza pe care o aveai ca turist cu 15 zile. Acum poți să ți-o extinzi cu o lună, în cazul în care ești deja în China și vrei să, nu știu, să mai stai pe aici. Așa că dacă vă bate gândul să veniți în China, va fi mult mai ușor de acum încolo. Bună dimineața, dragii mei, și bine ați venit la un nou episod de vlog. Este a treia zi pentru mine în acest oraș minunat intitulat Nanning și astăzi vreau să fac o activitate destul de normală pentru un om normal care vine în vacanță într-un oraș de genul ăsta sau într-o țară de genul ăsta. Vreau să merg la un munte intitulat King Xiu, care în traducere din chineză, în engleză, înseamnă delicat și frumos. Este un munte, este un obiectiv turistic, nu o să vă plictisesc foarte mult cu muntele, o să discutăm despre anumite subiecte acolo, dar înainte de toate aș vrea să mănânc ceva și văd că există niște rațe sponsorate aici. Aș putea intra să văd ce găsesc pe meniu și să comand aici ceva. Bineînțeles, în continuare sunt vai de viața mea cu mâncarea în China. Nu m-am obișnuit, nu înțeleg, nu știu ce vreau să mănânc. Așa comand, fac poză la ce văd aici. Asta e un meniu, ăsta e un meniu pentru o persoană și ăsta e un meniu pentru două persoane. O să comand meniul ăsta pentru persoană. Asta a ieșit, atât s-a putut. Poate e un pic departe de ceea ce mi-aș fi dorit eu să mănânc în dimineața asta, dar nu mă plâng, eu am ales și chiar mă bucur că mănânc chestii noi pe care nu le-am încercat niciodată, fără să știu măcar ce comand. O verdeață asta e nemaipomenită. N-are niciun gust. Urmează operațiunea devorare a puiului, fiți atenți aici. Îmi place că în China, bă, îți dau mânuși, mă frate, să mănânci, că nu mănânci cu mâna direct, știi? Mănânci așa cu mânușa din asta de plastic. O șmecherie. No. E un pui fiert cu sos de soia. Dar nu e rău, adică merită, merge. Că oricum la cât de ieftin e, nu pot să zic că ceva merită sau nu bani. 3 lire am dat pe toată treaba asta, pe meniul ăsta. Am văzut că unii chinezi fac combinația asta. Pun mânușa, scot carnea de pe os de aici, dacă n-ar da 500.000 de grade, și după aia dai mânușa jos și mănânci din toate frumos cu bețișoarele astea chinezești. Da, mamă, dar frige rău tare de tot. ce prostie. Se topește mânușa asta în puii mei pe pui. Bă, e mișto supa asta. E cu carne așa de porc, dar e chiar mișto la gust. Și eu pun așa zeama asta în orez. Și nu e, o mâncare care aduce cea mai mare plăcere să o mănânc, dar e o mâncare pe care nu regret că am cumpărat-o în niciun caz. Când ai curmale în supă, îți dai seama că ești departe rău tare de casă. Aștept un taxi care să mă duc aici la muntele de care vă spuneam. Sunt undeva la 6 km și am plătit fabuloasă sumă de... De fapt, n-am plătit încă, că trebuie să plătesc la final, dar e undeva la sub 2 dolari. Ce 2 dolari? 2 dolari e mult. 1,50 $. Hello! Uite, niște prețuri de intrare corecte. 20 de yuan. Mamă, ce tare, frate. Aproape 3 dolari, mai puțin de 3 dolari, dar nu știu unde plătesc. Mi se pare tare, stați așa, stați să plătesc. Ce
啊，这里，这里是西门、北门、东门，这你现在就在这个地方。OK、啊。Here。啊，走上去。Mă, ce-mi place că ei vorbesc în chineză de parcă eu o să înțeleg vreodată. Dar e ok, hai să treci. Îmi place de asta. Ni hao. Thank you. Îmi place că prețurile astea sunt corecte, frate. M-am săturat să merg în Europa la orice atracție turistică din asta care-i vai de viața ei, să fim serioși. Multe sunt... Ce atracții turistice? Multe nici nu mai sunt în picioare ca lumea, multe sunt niște dărăpânături acolo și să-ți ceară 10 euro, 20 de euro. M-am săturat, serios. Uite, am venit aici, dita mai parcul național, mare, cu munte, cu niște temple, cu... E o chestie superbă. 20 de yuan. Cât înseamnă 20 de yuan? Vă fac acum conversia. În lei și în euro, ca să fim calculați direct, da? 20. 20. Înseamnă 13 lei și în euro înseamnă 2,6 euro. 2,6 euro e un preț corect. Fiți atenți la o treabă foarte curios de interesantă. Există aici, în parcul ăsta național, în drum spre urcare, undeva la intrare, stație de pompieri, frate. Fire and Rescue. În cazul în care se întâmplă ceva, pompierii sunt aici și au numărul 119. A devenit atât de dezvoltată societatea chineză încât în anumite zone au scos pur și simplu personalul pentru că nu mai este nevoie. Dacă traduc aici, îmi spune că aici normal este închis în primul rând, este suspendată cumpărarea biletelor manual. Adică nu mai vii aici, nu mai există un angajat care să vândă bilete pentru autobuzul ăsta. Pur și simplu acum te duci și îți cumperi bilete singur, scanezi acolo, vă arăt imediat că e un pic mai în față, scanezi un QR code, plătești cu WeChat-ul, îți dă o confirmare, o arăți la șofer și cu aia mergi mai departe. Lucru care este într-adevăr pe alocuri îngrijorător din punct de vedere al joburilor. Uite aici, vii și scanezi treaba asta și îți cumperi bilete, îți cumperi pe rută. Din punct de vedere al joburilor, lucrul ăsta este un pic îngrijorător, mai ales că știm cu toții că China e pe locul 2 în lume la număr de populație. Cât are ea, spuneți-mi voi? 1, cât miliarde. Dar, din punct de vedere al evoluției umane, al evoluției speciei, al evoluției în societate, lucrul ăsta va fi valabil probabil peste tot în următorii, nu știu, maxim 100-200 de ani. Joburile astea de vânzare de bilete la colț nu vor mai exista cu siguranță în nicio țară din lume. China a luat-o un pic înainte. Da, poate nu doar China, poate sunt multe locuri în lumea asta în care vânzătorii de bilete nu mai sunt necesari. Lucru îngrijorător, ce-i drept, dar necesar, cred, cumva, evoluției speciei umane. Dacă vrem să populăm alte planete, să ieșim de pe planeta Pământ, să mergem în spațiu, la un moment dat va trebui să renunțăm și la joburile astea mai vechi. Faza e că ar trebui să-mi iau și eu apă sau ceva de genul ăsta de aici. N-am mai reușit să beau... N-am reușit să-mi iau la restaurant de acolo. Hai să-mi iau apă de aici. Uite, au supermarket în parcul ăsta. Șmecherie. Sunt ceva cu electroliți în ăștia, nu? Ajută mai mult. Nu, mă, nu. Ba, dar mi-au un Gatorade. Gatorade. Ce? Cu... Blueberry, perfect. Ia, fii atent, scanez codul ăsta. Pun eu suma aici care scrie acolo că costă. Dau pay, dau confirmare. Ce atât? I-a zis ăla, prin sistemul ăla automat, cât am plătit. I-a zis că am plătit 7 yuan. 7 yuan costă ăsta. Ia uzi. Ăla a plătit, nu știu, să... 5, probabil. Fiți atenți la ce loc am ajuns și cât de frumos este. Să nu mai vorbim de liniște, da? Excludem de acum din vlogurile mele. Nu excludem, n-am cum să exclud. Vroiam să zic că excludem liniștea. Nu, e... China e top. China e next level pe treaba asta. Fiți atenți aici. Wow, peștișori. În apă, pod, șmecherie. Șmecherie. Stați să beau și eu din asta. Asta e o băutură foarte bună dacă ești mahmur. Eu nu mai sunt mahmur.
de ceva timp că nu mai combin alcoalele, beau doar un singur tip de alcool, dar de ceva timp am zis că renunț și am vreo 4 zile de când n-am consumat nimic și aș prefera să rămân așa o lungă perioadă de timp, cel puțin măcar toată China. Măcar toată China. China pentru mine este, cred că, singura țară în care am reușit eu să ajung de pe acest pământ. Singura țară unde mă simt cel mai nebăgat în seamă, cel mai outsider, cel mai străin și în același timp mă simt cel mai bine. Sunt privit, toată lumea se uită după mine, toată lumea întoarce capul, am observat asta și când editam videole, că toată lumea întorcea capul, mai ales că mă vede și că vorbesc cu o cameră într-un oraș în care ei nu prea văd turiști. Dar vă spuneam că mă simt cel mai și cel mai bine. Mi se pare că mă simt mult mai bine decât în Japonia sau Coreea, țări în care și acolo te simți un pic outsider, dar parcă acolo poți să mai comunici cu cineva. Aici mi se pare top, mi se pare la un alt nivel. Ești ca și cum ești pus pe o planetă nouă, unde nimeni nu vorbește, nu are sistemul de comunicare la fel ca al tău și trebuie să te descurci. Și asta mi se pare tare. Dar cumva încercând să înțeleg de ce toată lumea se uită după tine, se uită la tine, dar nimeni nu vorbește cu tine, fiți atenți acum, așa, este faptul că nimeni nu vorbește engleză, frate. Și la fel cum nici eu nu vorbesc chineză și mi-e rușine să mă bag în seamă cu ei că nu știu ce să le zic, nu știu să leg două cuvinte, la fel nici ei nu pot lega două cuvinte în limba engleză și n-au ce să-mi spună. Și cumva schimbul ăsta de nebăgări în seamă e reciproc. Muzică chinezească, auziți? E un difuzor aici. Știți că v-am zis eu că vă promit că pe acest canal nu o să mai apară temple? E bine, asta e o pagodă. Pot spune că nu se încadrează la temple, nu? 9 etaje. Vă iau cu mine așa, până sus. Eco! Sunt în China! Nu mă credeți, nu? Oh my god! Încă n-am ajuns în top. Dar priveliștea este top. Știți că vă spuneam într-un episod anterior, în cel precedent chiar, că orașul ăsta în care mă aflu, Nanning, este denumit de chinezi și orașul verde al Chinei. Bănuiesc că este și cel mai verde oraș din China. Și de ce? Uitați aici motivul. Fiți atenți la ce priveliște se înfățișează în fața ochilor mei de aici, din această pagodă. Mamă, deci văd îndepărtare acolo, dar nu pot să vară pe camera asta, undeva acolo e o zonă unde lipsesc copaci și văd niște animale albe. Arată precum niște cai sau niște oi. Dar la cum arată China și la cât de reală mi se pare, cred că sunt unicorni, frate. Chiar cred că sunt unicorni. Uite o casă de asta, îmi trebuie și mie și m-am aranjat. Nu mai mult, atâta vreau. Undeva cu un lac mare în față, cu pești din astea mulți și o casă din asta. Atât. Nu vă cer mai mult, dragi abonați. O căsuță din asta, undeva în China, atât de mare vreau să fie. Nici mai micuță, nici mult prea mare și niște pești din ăștia. Familia mea. Așa e bine dacă ți-ai o casă din asta, să ai și oameni care să-ți hrănească familia. Să ai angajați care să-ți hrănească familia. Deci se bat. Nu vă mai bateți, mă. Este destul pentru toată lumea. Ia, să vedem ce se află pe aici. Bă, mișto și zona asta, ce să zic. E așa destul de relaxantă, bineînțeles, liniștea primează și faptul că nu sunt foarte mulți turiști astăzi, într-o zi de vineri, 22 noiembrie, nu sunt foarte mulți turiști aici, ceea ce îmi place. Mă așteptam să vin în China și să fie cum sunt chinezii în afara Chinei, camioane de chinezi, autocare, camioane, autobuze care vin într-un spot din ăsta, într-un loc din ăsta turistic și se îngrămădesc și se îmbulzesc. Sper că la ei în țară, sau cel puțin astăzi, sau cel puțin în zona unde sunt eu, că nu știu cum e în alte locuri,
E liber, frate, ia uitați. E liber. Totul este pentru tine. Toată lumea s-a îmbulzit anul ăsta și anii trecuți să viziteze Japonia. Ceea ce a făcut ca Japonia să crească într-un mod exponențial la turism, dar în același timp i-a și frustrat pe mulți din Japonia. Faptul că au avut un turism exagerat. Ceea ce nu înțelege lumea e că China e mult mai marfă decât Japonia, cel puțin din punctul meu de vedere. Mult mai ieftină, să nu mai vorbim de prețul, de 10 ori mai ieftină, cel puțin de 10 ori mai ieftină. Și are locuri, pe alocuri, mi se pare mult mai mișto decât Japonia. Chiar vorbeam cu un prieten ieri, Damian, te salut, pe calea asta de Backpacker Cats. Și i-am trimis așa niște poze din centrul orașului. Și el mi-a zis, bă, așa mi-am imaginat eu Japonia când am fost acolo. Dar n-a fost așa. Da. Chiar avea dreptate. O afirmație foarte, foarte tare și foarte bună. Că și eu mi-am imaginat Japonia mult mai mișto. Și n-a fost așa. Dar sincer, China e top. Ăsta este un moment în care am vrut să deschid camera și să vă spun, este foarte curat în parcul ăsta național. Nici o urmă de chiștoc de țigară, nici o gunoi pe jos, nici o bucățică de hârtie. Și tocmai când am deschis camera, ce să vezi, o pungă în apă. Dar asta nu invalidează tot ceea ce am spus, pentru că este singura pe care am văzut-o. Ia fiți atenți, aici toată lumea s-a pus la umbră, șmecherie, toată lumea doarme. Ce faină e locația asta. Și e mișto că e cald afară și bate soarele. Wow, îmi place și îmi place că e înconjurat așa de palmieri. Păi ce erau chestiile albe de le vedeam eu de sus și credeam că sunt unicorni. De fapt sunt niște din astea, cum le zice, capre sau oi, nu vă bine de aici, capre sau oi de plastic. Sunt un pic mai în față acolo. Uitați cât de mișto este, cât de liber este acest loc. Și sus acolo e pagoda aia unde am fost mai devreme. Și acum, bineînțeles, nu am o hartă, am făcut poză la o hartă și nu știu în ce direcție să merg. Aș vrea să mai filmez un vlog aici, pentru că este doar o discuție care va fi postat inițial doar pentru membrii, pentru o perioadă mai lungă de timp și la un moment dat, posibil să fie postat pentru toată lumea. Cine nu este membru și vrea să se aboneze, găsiți butonul de alătură-te aici la canal. Costă, nu știu, 2 lei pe lună și aveți acces la vloguri în avans și pe lângă asta aveți acces și la niște vloguri exclusive, povestiri și chestii care nu vor fi niciodată publice pentru toată lumea. Deci chinezii ăștia au găsit ei așa o zonă aici forestieră unde au început să construiască chestii. Mini temple, mini locații, toalete. Foarte multe dintre ele au început să fie reluate de natură. La modul, acolo pare abandonat, acolo în spate pare abandonat. Și nu știu în ce direcție să merg acum, că parcă lipsesc chestii de aici. Dar bine, asta nu e atât de important. Ce-mi place că nu sunt maimuțe, ceea ce mi se pare tare, că m-am săturat de să îmi fie frică, să mă feresc că îmi fură câte ceva. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu calci acolo, că este rupt. Și acolo merg. Tropical Garden, 85 de metri. E o junglă întreagă în mijlocul unui oraș din China. Cât de tare e asta! Fiți atenți că se găsesc toalete peste tot pe aici. Vreau să vă arăt cât de curate sunt și cum arată zona de asta de toalete. O budă turcească, dar totuși e foarte curat și nu miroase urât. Să faci toalete în junglă e ceva. Să faci toalete în junglă care arată și bine este total altceva. Am ajuns cumva la un templu după ce am urcat 1 milion de scări și bănuiesc că aici au făcut ăștia o cafenea în interiorul sau lângă templu. Mamă, ce tare, frate! Pentru că are aceeași arhitectură de templu și au făcut o cafenea. Și aici lângă este templu propriu zis. Cool, nu? Ce? Puteți spune ceva? Foarte tare! Mamă, dar ce miroase a bețișoare din astea! Mamă, miroase grav tare! Nu de alta, dar
Am senzația că sunt un pic alergic la ele așa. Îmi declanșează așa o stare ciudată. Și nu prea îmi plac. Da. Scurez ce se află aici, acolo e o statuie a unui zeu, părea Buddha din ce am văzut. Și aici e un magazin. Deci alătura de templu se găsește o cafenea și pe partea asta un magazin și cam atât. Nu intru în detalii pentru că, după cum știți, eu nu cumpăr chestii, că n-am unde să le pun. Fiți atenți ce mi-am luat aici, se numește kombucha. Și zice că durează undeva la 216 ore să fermenteze acest ceai special, care are niște bacterii interesante, care ajută la nu știu ce chestie la stomac. Complicat. O chestie asta cred că am dat cei mai mulți bani de când sunt în China. 32 de yuan. 32 de yuan înseamnă 3 lire 50 cred că am dat. Bă, nu e mult. Nu e deloc mult. E cel mai mult, cea mai scumpă chestie. Și fiți atenți unde beau acest kombucha. Stau și mă uit frumos la natură, la oameni, pe Facebook sau pe YouTube, mai bine spus. Hai să vedem. Ia fiți atenți aici. Mamă, ce era să vărs acum 3 lire pe jos. E roz așa la culoare. Interesantos. Ia să vedem. Bă, are gust de must. Sper să n-aibă alcool, nu? Nu trebuie să aibă alcool, nu? Așa cred, are gust de must, că zice că e fermentat și e cu ceva din asta, drojdie. Interesant. Mamă, dar chiar îmi place. Sper să nu fac pe mine de la el, dar îmi place. Un lucru foarte tare pe care l-am observat acum este faptul că această cafenea se numește Fearless, care înseamnă neînfricat. Și fiecare băutură pe care o comanzi vine la pachet cu chestia asta. Și pe chestia asta scrie un fel de citat motivațional. Oamenii le-au legat aici și nu doar aici, și în acel copac de acolo. Și pe mea scrie să răspund la cere. Respond to requests. Cred că sunt citate care au legătură cu faptul că cafeneaua se numește neînfricat, neînfricată. Că foarte multe dintre astea sunt chestii legate de denumirea cafenelei. Să răspund la cereri. Dați-mi cerere de prietenie și vă răspund. China ar fi locul ideal să te muți. Cred că dacă ai undeva la 20 și ceva de ani și vrei să trăiești într-o țară mai diferită și să acumulezi niște experiență într-un domeniu, în piața muncii, în ceva, mi se pare că ar trebui să pleci departe de Europa, sincer. Înveți un pic limba. Există și în România, există și direct în China, probabil, să înveți un pic limba chineză ca să te poți descurca, că altfel este imposibil. Și stăteam și mă gândeam acum că, bă, dacă aș fi fost de 20 până în 25 de ani sau chiar până în 27 și aș fi descoperit cultura chineză sau aș fi fost o dată în China în vacanță, cu siguranță m-aș fi mutat în China. Eu m-aș muta acum în China, dar nu... N-am o carieră, sunt acum implicat cu vlogul o perioadă. Nu trebuie să văd toate orașele din China ca să afirm lucrul ăsta. La fel cum, de exemplu, dacă cineva vrea să se mute în România și vine în Cluj sau în București și se îndrăgostește de, sau în Brașov și se îndrăgostește de unul dintre aceste orașe, nu trebuie să vină să vadă Brăila, Pitești, Ploiești, Galați și alte orașe ca să se mute în România. La fel cum și eu am venit în Nanning. Îmi place, m-aș muta chiar în Nanning. Adică nu trebuie să văd Beijing, Shanghai și alte orașe ca să mă convingă să mă mut aici. Într-adevăr, trebuie să aflu un pic mai multe informații despre sistemul medical, despre sistemul de plăți, despre sistemul de vize ca român în China. Bănuiesc că toate astea se pot obține. Și trebuie luat în calcul și faptul că e o țară comunistă care are niște limitări din punct de vedere pe piața muncii. Ca turist poate nu le simt așa, dar bănuiesc că sunt niște limite și trebuie să ai grijă în ce domeniu lucrezi și ce faci cu exactitate acolo. Pentru că știți povestea românului de la TVR1, îmi scapă numele, spuneți-mi voi numele acum ca să nu mai caut eu. Povestea românului de la TVR1 care a stat în pușcărie în China foarte mulți ani, datorită unor chestii micuțe așa care le-a făcut greșit în piața muncii. Dar cred că China chiar e un
loc care merită explorat și totul e o altă lume aici. Eu chiar m-aș muta în China dacă aș avea între 20 și 27 de ani. Aș încerca. Chiar aș încerca. Faza e că prind și o experiență pe care nu mai găsești nicăieri în lume. Gândiți-vă că China fabrică o mare parte din toată tehnologia lumii din ziua de astăzi. Poți să ai aici niște baze și poți să înveți niște lucruri pe care nu le poți învăța nicăieri în lumea asta. Mai mult sau mai puțin, știi? Dar e un start, e o gândire, cred eu, corectă din partea mea legată de mutatul în China. Dar nu știu ce-mi rezervă viitorul. Aș da un an Chinei dacă aș avea oportunitatea asta. Aș învăța limba, că mie nu-mi place să învăț o limbă nouă și am două picioare stângi atunci când învăț o limbă nouă. Și asta ar fi cea mai mare problema mea. Dar sunt oameni care învață o limbă foarte ușor. Și aceia probabil vor beneficia de China din plin. Mamă, cum e orașul ăsta, fiți atenți aici la priveliște asta și cum se văd clădirile astea, este ireal așa ceva. Ideea e că eu aș cam vrea să cam ies de aici și singura ieșire pe care o văd e acolo, pe lângă clădirile alea. Oh my god, sunt departe rău de orice formă de a ieși prea curând din parcul ăsta. O să-i dau undeva pe scări. Popacii ăștia sunt piersici, iar grădina asta se numește Grădina Piersicilor Înfloriți. În perioada asta, singurul care este înflorit sunt eu, pentru că nu este perioada când înfloresc piersicii. În poze arăta superb, ce-i drept, grădina asta. Mă încerc să-mi fac ieșirea. Amygdalus Piersica Duplex. Asta e pe două etaje, e duplex. În sfârșit, ieșirea, frate, mi-a luat 100 de ani. Ce țipă, doamna asta? Mi-a luat 100 de ani, acum sper să vină și un taxi aici, în zona asta, sau trebuie să cobor mai jos. Văd că sunt niște mașini parcate. Asta înseamnă că e bine, că sunt pe direcția cea bună către a ieși din acest loc. Minunat pe care l-am văzut astăzi împreună, dar am stat cred că 4 ore de acum. 4 ore e destul. Mamă, deci taxiul vine instant aproape, nu știu, e la un minut. Și bineînțeles, nu mai vorbim de preț, da? Ia uitați cât de multă lume s-a adunat aici la ieșire din parcul ăsta. Autobuze întregi de copii. Toate autobuzele astea vin să ducă copii de la școală, cel mai probabil acasă. Și taxiul meu trebuie să ajungă acum într-un minut. Sper să poată să mă ia din sensul ăsta giratorul, că mi-a pus poziția, ți-o pune excelent, frate, excelent. Dar văd că da, au blocat ăștia aici, frate. Stai așa. Uite cum copiii sunt aici. Stați așa. Asta e taxiul meu. Brădăre, stai un pic. Hello. Hello, Mihao. Dacă vrei ca în China să-ți găsești dragostea adevărată, pe lângă piața aia din Beijing, parcă, sau din Shanghai, unde te duci acolo la piață și probabil că ați văzut deja filmulețele, te duci la o piață din asta și sunt tot felul de oameni care își promovează fiicele sau copiii. Și am văzut asta într-un video și mi s-a părut amuzant, dar în față la mine la hotel se întâmplă treaba asta. Da, mă, și am tradus aici cu Google Translate pe poze și ghiciți ce? Găsești, frate, și femei, și bărbați, cred că asta e pe culori, știi? Și îți dă aici ce situație familiară are, câți bani are, ce caută de fapt. Și totul este despre o întâlnire fără poze, asta mi se pare interesant, e blind date. Deci totul trebuie să convină ambelor părți situația financiară, situația în care se află, cum arată, ce înălțime are, înainte să se vadă. După aia, dacă e urât sau urâtă din punctul lor de vedere, nu mai contează, știi? Important e situația financiară, important e... Ia să vedem aici, uite, s-a născut în 87, are o fică, e divorțată, are peste 8.000 salariu pe lună. Garage situation available, nu știu, te cazează la ea în garaj, nu știu care e faza. Family situation, are părinți cu pensie. Și ca să-ți fac o introducere de asta, e o personalitate zâmbăreață și fericită. Lucrează în Nanning, s-a născut în Yunnan,
Occupation freelance. Asta sună dubios dacă vorbim de dacă ne gândim la Thailanda. Hai să vedem și un bărbat, că-s curios. Deci asta cu albastru, asta cu albastru, cu verde, așa e bărbat, cred că... Nu, e femeie, cealaltă cred că e bărbat. Stați așa un pic. Ok. No, just the job, but try. My number. You want my number? I don't have. Huh? Nu știu ce vrea asta. My number. No, I don't have. No number. No phone number. Ok. Mă, m-a luat moșulică ăsta să-i dau numărul meu de telefon. Nu știu ce se întâmplă. E că arăt bine pentru fisa. Stați așa că m-a luat când făceam poză la treaba asta de pe panou. Și ce se întâmplă, mă, cu telefonul meu? A nebunit telefonul, stați un pic. Așa, voiam să vă citesc. Astea cu roșu sunt bărbați, alea cu verde sunt femei. Bărbat, s-a născut în 89, are 184 de centimetri, lucrează la guvern, are peste 8.000 de yuan salariu, este singur la familie, părinții lui au pensie, are un temperament cu minte, este orientat spre familie, este motivat, lucrează într-o agenție guvernamentală, da, v-am spus asta, este divorțat, nu are copii și studii are, a terminat facultatea. Cam așa sună un anunț și apoi au numărul de telefon și au ceva coduri din astea QR să le scanezi pe WeChat. A Playboy aici, nu știu care e faza, Playboy și aici nouă. Este în spate aici un KFC la care vreau să merg, da, vreau să merg la KFC în China. Sunt singur nebun care o să mănânce probabil vreodată la KFC în China, nefiind de aici. Și când ai atât de multe bunătăți în jur și poți să alegi dintr-o bucătărie atât de diversă, eu o să merg la KFC de dragul de a testa ceva de aici și de dragul de a vedea ce prețuri sunt la o chestie simplă. Mamă, dar e plin KFC-ul ăsta. Uite, aici la KFC au și pui care nu este crispy, care nu e crocant. Da, nu știu ce să-mi iau. Aș vrea un meal cu ceva, că tot mi-e foame. O găleată de aia, $4? Ce ziceți? Băgăm o găleată și de aia? Arată bine ce și-a luat ăsta aici. Vedeți, au niște pui din ăsta care nu e crispy. N-are chestia aia crocantă pe el. Vedeți acolo pe ecran cei trei pui, cei trei mușchetari puiuți? Vreau și eu unul dintre cei trei puiuți. Faza e că nu-i merge sistemul ăsta. Și nu știu, toată lumea comandă într-un alt mod față de cum comand eu. Eu am venit, am cerut un pui, mi-a zis ăsta să aștept că nu-i merge sistemul după 5 minute în care m-am chinuit cu Google Translate. Toată lumea are comandă la masă, nu știu cum au rezolvat ei, eu nu mă descurc. Fun, e fun, dar vreau neapărat un pui din acela. Au 3 arome, una cu chili, una crispy și una cu un sos secret, așa îi spun ăștia. O iau pe aia cu sos secret, să fie secretul maxim. Trebuie să vedeți neapărat treaba asta, adică la modul cel mai serios. Nu mi-am imaginat că pot să cumpăr așa ceva de la KFC în China. Uite-te, frate, am cumpărat pui. Un pui întreg. E micuț, ce-i drept, dar e un pui. Nu e în viață, e mort, e prăjit, e fierbinte, e pentru mine. Pentru fabuloasa sumă de 3,50 lire sau cât ați văzut că am dat, mamă. Urmează să facem operație pe gord deschis de pui. Îl devorez acum, mamă, dar ce frige, frate, uailei. Vreți o opinie super, super sinceră? Nu e ce trebuie. Chiar nu e ce trebuie puiul ăsta de aici. Mai bine luam pui normal. Dar am zis să testez treaba asta, că e prima țară în care văd KFC că au pui întreg. Pui la rotisor, mă rog, la rotisor, cred că e într-o oală cu ulei încins băgat. Adică, gândiți-vă că la noi în România un pui la rotisor este de 10 ori peste. Are un gust așa, bășit. Asta o fi luat de la raionul de expirate din piața Obor, nu știu. Dar nu e ce trebuie deloc. Stați așa, să pus și pieptul de păi. I-au dat cu sosul ăsta nașpa pe el, mă. I-au dat cu un sos ăsta nașpa și... Nașpa, mă, nu e pe gustul meu, dar e nașpa oricum. Adică nu știu de ce ar fi pe gustul cuiva sosul ăsta, că e nașpa. Dar de foame, mănânci. Aia e. Mamă, am băgat de-a calorii care nu trebuiau, nu erau necesare. Mamă, s-au deschis magazine aici, Crocodile, Playboy,
Polo Duo Widu. Asta e un fel de Ralph Lauren sau... A, nu, e un fake, da. Sunt niște magazine fake aici care s-au deschis și vând produse din astea. Ce voiam să vă zic. Nu știu dacă e o chestie oficială. Am stat eu așa și m-am gândit cu căpuțul meu. China, având o populație de peste 1 miliard de locuitori, au trebuit să găsească o rezolvare la problema foamei. De aceea, peste tot, absolut totul este foarte accesibil pentru toate buzunarele. Este, cel puțin pentru mine, care vin din Europa și care am locuit în ultimul an doar în Asia, în țări foarte ieftine, mi se pare China una dintre cele mai ieftine țări în care am fost, la nivel de mâncare cel puțin, mi se pare accesibilă pentru toată lumea. Și nu poți să zici, mamă, că aici mănânci cu 3 dolari sau aici mănânci cu 1 dolar și dincolo mănânci cu 100. Nu, aici mănânci cu 50 de cenți, dincolo mănânci cu 1 dolar jumate, știi? La nivelul ăsta de accesibilitate. Dacă pune și un meniu la KFC, care e de import, e Kentucky Fried Chicken, bine, aici mai degrabă cred că e China Fried Chicken, dar e brandul oficial, sau cel puțin așa cred, nu cred că e un fake, furând și logo-ul și numele și tot, știi? E foarte accesibil, e cel mai ieftin KFC din lume, de departe cel mai ieftin KFC din lume. Păi gândiți-vă că în Thailand am mâncat cu Cătălin și nu știu, o găleată de aia ajungea peste, cred că 10 dolari, tot cu transport, dacă o comandai acasă, sau o găleată mai mare, 20 de dolari în Thailanda, o găleată de crispy strips, de ce aveai acolo. Deci am dat pe un pui 3 dolari, știi? Și cu siguranță, dacă aș fi luat alte meniuri și alea ar fi fost la fel de ieftine, dar am vrut să încerc ceva ce n-am încercat niciodată la un KFC, sau mai bine zis, ceea ce n-am văzut niciodată la un KFC. Deci hotelul ăsta unde stau eu are niște probleme de sănătate, sănătatea mea, sănătatea vloggerilor. Unde e, mă? 17, 16, de aici. Am, ce fac ăsta? Acum fac curat? Problema pe care o are majoră este faptul că internetul este foarte ciudat. Ce înseamnă că este foarte ciudat? Înseamnă că ai nevoie de cartela asta de acces, pe care să o bagi aici, să ai acces la electricitate, la prize, la lumină, la tot. Iar internetul pe care l-am eu este ăsta. Ăsta are nevoie de priză. Eu când plec de acasă, nu pot să las cartela acolo pentru că n-am cum să mai intru în casă. Problema e că eu vreau să urc un video pe YouTube și mi-a câteva ore bune. 6-7 ore durează să urci un video pentru că internetul de la hotel de aici este foarte lent și pe lângă asta, peste internetul ăsta care e lent, trebuie să adaugi o protecție care se numește VPN ca să funcționeze în China, să poți intra pe YouTube. Cu protecția asta, cu VPN-ul, cu tot, pui mei, durează 6-7 ore să urc un video. Am urcat un video aseară, mi-am luat copyright strike, că am filmat pe stradă și era o melodie și mi-au zis că, știi ceva, n-ai voie să folosești melodia asta decât dacă împărțim banii pentru, nu știu, 30 de secunde cât era. Trebuie să refac video, să șterg bucățica aia de pe stradă și să-l urc din nou. Acum, ca să-l urc din nou, mai durează vreo 6-7 ore, dar eu nu vreau să stau în casă 6-7 ore. Și asta mă deranjează că trebuie să urc seara și eu trebuie să văd a doua zi dimineața dacă are probleme vlogul. Asta sunt chestii de care voi, dacă nu filmați și veniți în China, nu o să vă loviți. Probleme de care voi nu o să vă loviți. Dragii mei, am fost până în casă, nu m-am schimbat. Mi-am lăsat niște lucruri, am stat un pic în pat și acum vreau să ies din nou, să terminăm acest vlog în această seară. Vreau să știți un lucru despre mine, foarte important acest lucru. Eu sunt obsedat de luminile de noapte. Sunt obsedat de orașe noaptea. Sunt obsedat de culorile pe care le pot vedea de la tot felul de panouri din astea luminate. Sunt obsedat de viața de noapte și aia, pot să spun că da, dar nu sunt chiar atât de obsedat de treaba aia. Dar sunt obsedat de lumini, de culori, de lămpi aprinse, de chestia asta, de orașe noaptea, nu știu, ăsta e cuvântul. Sunt obsedat de orașe noaptea. Și un lucru care mi se trage din copilărie, eram fascinat să stau să mă uit pe geam la ăstea, cum spune, la stâlpea de iluminat noaptea, când era o stradă așa super, super întunecată și se vedeau doar stâlpea aceea.
Mamă, dar ce haos e în jurul meu aici. Eu vorbesc cu voi și în jurul meu mă calcă scuterele. Ideea e că în această obsesie a mea de lumini noaptea, vreau să merg într-un loc unde am mai fost. Am fost în videoul precedent, însă acolo, în videoul ăla, am fost ziua. Și am văzut că noaptea arată de două ori mai mișto. Altă viață noaptea în zona asta, diferență majoră între cât de mișto se vede noaptea și cât de frumușel se vede ziua. Dar noaptea orașul are altă culoare. Și mi se pare că noaptea reprezintă China mult mai bine decât ziua, nu știu de ce. Datorită culorilor, datorită lampioanelor ăsta, datorită luminilor. Uite, un exemplu perfect legat de ceea ce spun eu este faptul că ziua, acest perete nu este vizibil. Adică îl vezi, dar nu-ți dai seama ce este. Vezi niște sârme. Noaptea este total altceva. A prins viață. Uite ce mișto se vede. Să nu mai vorbim și de faptul că acum toate magazinele astea de tip street food sunt deschise. Mamă, ce Dumnezeu pe pământ aici. Wow. Vreau și eu. O să-mi iau un din ăsta. Costă doar 20 de yuan din ăștia, care nu știu cât înseamnă, 2 lire. Face doamna asta aici. Fiți atenți ce minunăție. L-a pus acolo într-un sistem de ventilație ca să-l răcească în așa fel încât când pune această înghețată pe deasupra să nu se topească instant. Și acolo e un ventilator care face toată treaba asta. Fiți atenți la monstruozitatea asta, ce bine arată. Am voie să mănânc aici în față la templul ăsta, să stau pe jos boschetat, că n-am un să mănânc chestia asta. Doamne, iartă-mi păcatele și primește și acest rău la mine în corp. Fără nicio repercursiune și fără să-mi afecteze sănătatea. Știu, ați vrea să împărțim asta chiar acum. Chiar dacă nu ne cunoaștem, chiar dacă nu ne-am văzut niciodată fizic, sunt convins că ați vrea să împărțim asta acum, pentru că și eu, dacă aș fi fost în locul vostru, aș fi vrut același lucru. Știți cum este ciocolata aerată? Așa sunt și bulele astea, sunt goale pe interior, dar oferă o textură foarte interesantă acestui desert. Sunt puține momente în viața asta când îmi pare rău de ceva. Astăzi este unul dintre ele. Îmi pare rău de faptul că nu am învățat nici măcar la nivel elementar ceva în chineză. Îmi pare foarte rău pentru că ar fi fost mult mai distractiv noaptea dacă aș fi știut puțin limba. Și un aspect pe care am vrut să vi-l menționez mai devreme, dar n-am reușit încă, e că oriunde mergi, găsești din astea să-ți încarci telefonul. Și uite, domnul ăsta plătește. Îl și iau un din ăla, îl iei cu tine, cred că l-aduci înapoi, sau o chestie. L-aduci înapoi după ce este unul de încărcat telefonul. Mamă, ia uite ce de trandafir aici. Trandafir singur pe bancă. Unul dintre cele mai mișto lucruri care mi se întâmplă în China este să nu am o direcție exactă. Inițial am vrut să merg încolo, și apoi am văzut strada asta și mi s-a părut că mai are o intersecție și am zis de ce nu. Și mi se pare că să te pierzi așa fără niciun rost este cheia succesului în a te bucura de călătoriile pe care le faci. Și eu așa mă bucur cel mai mult pierzându-mă fără rost pe străzi pe care nu le-am mai văzut niciodată. Uite, ăsta e un loc pe care nu l-am văzut până acum și aici se află un fel de mall. Are și un McDonald's, dar uite ce mișto sunt luminate toate clădirile astea. Un fel de templu ăsta, luminat drăguț cu albastru. Dar ăsta e foarte, foarte tare, e în stilul ăsta lor chinezesc.
clădirea asta cel mai probabil e un mall, pentru că văd că are magazine de o parte și de alta, la subsol, la etaj are niște fast food-uri și bineînțeles foarte multe branduri din astea pe care nu le cunosc, pentru că sunt branduri chinezești. Uite, spuneți-mi voi dacă nu imaginea din față e o imagine pe care vrea să o privești foarte mult timp fără să faci nimic. Pur și simplu așa, să te uiți la clădirea asta, cât de mișto este luminată. Nu știu, mie mi se pare ireal. V-am zis că sunt obsedat de lumini și asta este momentul meu care m-a luat obsesia de cap și vreau să stau așa, pur și simplu. Pur și simplu, aici, fără să mă mișc, să mă uit ca prostul la luminile alea. Dar, bineînțeles, lucrul ăsta nu se va întâmpla pentru că noaptea e lungă și timpul este scurt. Din fericire, pentru sănătatea mea, din păcate pentru prostia mea și pentru starea mea mentală, mi-ar fi plăcut să ies și pe aici să explorez niște cluburi de noapte, dar nu astăzi și cel mai probabil nu în orașul ăsta, nici măcar nu știu care este viața de noapte în China, n-am nici cea mai vagă idee ce se întâmplă noaptea în China, în cluburile astea de specialitate. În continuare mă oprim pe bulevardul ăsta să vedem unde duce. E un fel de Champs-Élysées chinezesc. Bă, se pare că da, uite, și ăsta vinde pisici aici. E 100 de din ăștia, $10 pisica? Mamă, uite, ăsta vinde și pisici. Și pisici mai mici. Și cățeluși. Mamă, fratele, a legat urechile, ce naiba. Nu știu cât de normală e treaba asta, dar se pare că, uite, stați așa să vă arăt și peste drum. Peste drum aici vinde doamna asta șoricei. Șoricei, mamă, câți are. Ce tare sunt șoricei. Ăsta vinde pisici. Ăsta vinde pisici pufoase. Ăsta vinde șobolani. Ăsta vinde iepuri. Mamă, frate, eu nu știam că există marketul ăsta. Uite-le și pe astea, ce pisici frumoase și ce căței drăguți. Nu știam că există așa ceva în lume. Bă, stai un pic, că gluma e glumă, că eu am trecut pe lângă unul, doi care fac asta. Dar se pare că aici toți fac asta, frate. Deci nu cred așa ceva. Doar nu i-a adus așa la grămadă într-o cușcă să nu-i vândă, nu? Mamă. Și fiți atenți cât sunt. Aici poți să te joci, să arunci cu cercul ăla și să câștigi pisicuțe, nu știu care e faza. Uite, are și arici omul ăsta. Da, deci e ireal ce se întâmplă aici în China. Nu știu dacă e legal sau nu, dar bănuiesc că e legal. Uite, ăsta vinde pui de găină. Bănuiesc că e legal să vinzi cățeluși. Ce fac ăștia, mă? Cumpără? Sunt foarte curios. Nu cumpără, îl bagă la loc în cușcă pe ăla. Wow, așa ceva nu e, e rar văzut în lumea asta. Deci petoshop-ul aici în China este afară. Și în același timp se pare că e acceptat de toată lumea. Widely accepted, adică la modul toată lumea vine, se joacă cu ele, unii mai cumpără, unii nu. Mamă. Ce-ai, mă? Răutate mică. Bă, nu știu, mi se pare dubios. Și sincer nu-mi place, îmi dă un sentiment așa de anxietate locul ăsta. Acum sper ca ce vinde doamna asta aici să nu fie cumpărat de la marketul de mai în spate. Și să fie make puișor. Mamă, și aici alt street food. Deci în China ieși dintr-un street food, dai într-o piață. Ieși din piața aia, dai într-un alt street food. Ieși din street food, dai într-un mall. Ieși din mall, dai într-un alt street food. Nici nu înțeleg ce se mai întâmplă în viața mea. Măcar street-ile astea au la foc aici. Hello! Vorbiți în chineză, de parcă mă vedeți pe mine, chinez. Alegeți voi o destinație, în față, aici, în stânga, în spate. Toate arată identic pentru mine, aici se vând haine, aici sunt mall-uri, aici sunt magazine de tot așa, cam un gen de mall din ăsta afară, outdoor. Hai să mă mai pierd un pic pe străzile astea, că n-am fost niciodată. Da, concluzia e că după ce te plimbi în zona asta maxim o oră și jumătate, maxim 2 ore, vrei acasă. Chiar vreau acasă cu orice preț acum și va fi prețul unui taxi, că pe jos nu mă mai întorc.
De ce? Pentru că m-am obosit mental, pur și simplu m-am obosit mental. Și ce să vă zic, vă zic cu mâna pe inimă că chiar am băgat muncă de când am venit în China la modul de vloguri. Prima zi am ajuns seara, am făcut vlog, a doua zi ieri am făcut vlog, azi am făcut vlog, azi am mai făcut un vlog pentru membri, între timp am și editat două vloguri. Și în seara asta urmează să ajung acasă să mai editez și mâine plec de aici. Deci e foc automat continuu și aș vrea să încerc să filmez în fiecare zi, cel puțin un vlog. Nu știu dacă o să-mi iasă asta peste tot. Nu o să postez în fiecare zi pentru că internetul de aici nu mă ajută, dar de filmat în fiecare zi trebuie. Este ceea ce îmi doresc să fac. Să iau un taxi, dar nu știu de unde. Vă crește zinea cu meter, dar nu mă descurc să le spun unde vreau să ajung. Așa că o să merg mai în față și o să-mi chem un Didi. Didi de pe ăsta, de pe Alipay. Mamă, ia fiți atenți la mașina aia, fraților. Ăștia, dacă vin aici cu SWAT-ul la tine, ai pus-o rău tare de tot. Fii atent cât de blindată e și ce mare e. E de cât un autobuz să-mi bag picioarele, mă. Deci cântă unul pe stradă. Mai sunt câteva magazine din astea, restaurante. Și o să merg un pic mai în față să văd ce... Băi, aș mai mânca ceva dacă e după mine așa. Dar știu că nu e sănătos. Am mâncat o grămadă și o grămadă de prostii și dulciuri și înghețată și KFC. Și dacă ar fi după mine, aș mai băga ceva, nu știu. Uite, aș mânca aici orice, aș pune mâna pe meniu și aș alege ceva. La cât de ieftin e, îmi permit să mănânc oriunde, oricât. Dragilor, cred că aici, pe străzile din China, din Nanning, încheiem acest video, care a fost destul de lung. Bănuiesc că știu că am filmat destul de mult. Vă mulțumesc foarte tare că v-ați uitat la acest video până la capăt și că sunteți în continuare cu mine și că mă susțineți. Vă pup, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume.